Bun găsit la o nouă ediție Gândul Financiar. Sunt Mihaela Pânta, realizator. Vorbim astăzi despre ce se întâmplă cu industria Horeca, cu industria organizatorilor de evenimente și cu artiștii independenți care caută soluții împreună cu guvernul sau alături de persoane responsabile din rândul autorităților pentru a debloca ceea ce era așteptat cu foarte mare interes, și anume schema de ajutor pentru acest segment. Disensiunile, discuțiile și chiar controversele aprinse din ultimul rând, cauzate mai întâi de toate de modul în care a fost construită ordonanța care reglementează acest aspect, 224/2020, au făcut ca aplicarea acesteia să întârzie. Până când și ce se va întâmpla cu toate prevederile de acolo, cum vor fi sau dacă vor fi integrați și organizatorii de evenimente pe lângă industria Horeca, vom încerca să aflăm astăzi de la invitații mei, cărora le spun bun venit și pe care îi prezint. În studio îl avem pe Răzvan Crișan, cofondator grupul Cane, Cane Hospitality Group. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Iar online îi avem pe Paul Ene, secretar de stat în Ministerul Economiei, Codruța Vulcu, președinte al Asociației Române a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale din România, și Adi Despot, Vița de Vie. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați acceptat astăzi să vorbim despre subiectul zilei, aș putea spune. Bun găsit! Yeah. Răzvan, acum două zile a fost deja marți o întâlnire la guvern a Asociației Hora cu reprezentanți ai guvernului pe marginea acestei ordonanțe. Să le spunem un pic celor care se uită la noi, de fapt, ce conține, să ajungem să vedem în ce constă schema de ajutor pe care autorităților au gândit-o pentru segmentul Horeca, probabil cel mai puternic afectat, împreună cu industria de evenimente, împreună cu zona artistică, culturală din România. Marți, întâlnirea cu primul ministru a fost în principal pentru o strategie de redeschidere, căci România încă nu a făcut pași prea clari în această direcție. Și ne-am bucurat că primul ministru a răspuns pozitiv la o astfel de solicitare, care nu este doar a Asociației Hora, ci este a multor sectoare din economie. E foarte important, odată cu accelerarea campaniei de vaccinare, să existe și o strategie de redeschidere a afacerilor, să ai un minim de predictibilitate în contextul acesta. Ordonanța aceasta 224, cu diferența dintre cifra de afaceri, respectiv să poți primi ca și companie 20% din diferența dintre cifra de afaceri aferentă anului 2019 versus 2020, e gândită ca un instrument care să poată să ajute atât zona de ospitalitate, dar și alte industrii, desigur, să poată să treacă peste această perioadă. Pentru că, din păcate, majoritatea celor din zona de ospitalitate, de evenimente, majoritatea artiștilor, tind să fie entități mici, care nu cred că își puteau imagina un coșmar mai mare decât să ajungă să depindă de autoritățile naționale și locale. Pentru că, dacă vrei, ce s-a întâmplat în această pandemie a fost rezultatul a foarte mulți ani dinainte de o birocrație excesivă, care nu era cu și pentru operatori sau antreprenori. Mai degrabă, de la firul ierbii, autoritățile ne priveau pe noi ca un amic. Noi eram genul de oameni care căutam să facem lucrurile într-un mod corect, transparent și deschis, dar de foarte multe ori vedeam că autoritățile văd în noi niște oameni care trebuie penalizați, controlați, amendați. Bine, noi știm că în România, sau mă rog, asta este percepția cel puțin, legiuitorul sau autoritățile întotdeauna au privit partea antreprenorială mai degrabă ca pe un, pornind de la o prezumție de vinovăție și nu de corectitudine. Categoric. Când au, și din păcate segmentele astea despre care vorbim astăzi erau și cele mai expuse, adică când făceai un eveniment, când deschideai un loc mic, o cafenea, un restaurant, era ca și cum îți spuneai un mare X pe spate, căutați-mă și veniți să vă dați cu părere. Să ne cotropiți cu control. Și
personale. Din păcate, toată această relație profund disfuncțională, iată, s-a lovit de acest perete. Dacă mai trebuia ceva în plus, era pandemia care să... Într-un fel e bine că s-a întâmplat, pentru că e bine pentru că va duce la o resetare și va duce la... Se vede și în interesul actualului guvern pentru o transformare profundă a felului în care autoritățile... Faptul că există un dialog este un semn bun categoric, până una alta. Categoric. Chiar dacă vorbim despre a supraviețui, vorbim despre bani, vorbim despre locuri de muncă, vorbim despre afaceri pentru care oamenii s-au chinuit ani de zile, ori artiștii au muncit ani de zile și dintr-o dată te vezi pur și simplu blocat, pus la pământ. Te vezi interzis și e de înțeles ce s-a întâmplat, adică e de înțeles de ce anumite activități care aveau un grad de risc de transmiterea virusului mai mare au trebuit interzise. În egală măsură, nu poți să interzici activitatea unor oameni într-o democrație funcțională, cum ne dorim noi să fim, fără să oferă o serie de despăgubiri. Adică nimeni nu a contestat nevoia unor interdicții, unde am pus niște semne de întrebare foarte mari, au fost și în continuare ne zbatem și noi și alți parteneri din zona de business. Dacă promiți ceva, pentru că în cazul tuturor măsurilor de sprijin pentru antreprenori a fost o lungă listă de promisiuni pe care noi mai departe, și poate asta nu cred că au înțeles autoritățile, noi mai departe le-am promis furnizorilor, partenerilor, proprietarilor spațiilor. Sigur că sunt industrii pe orizontală care depind de exact. Aceste sectori. Adică, pe de-o parte, a funcționat șomajul tehnic și foarte bine că a funcționat șomajul tehnic pentru a putea contribui la o parte din salariile angajaților. În egală măsură, însă, partea asta la altă de măsuri de suport, nefuncționând și nedevind operaționale, ne puneau pe noi niște situații foarte ridicole în care ne uitam la declarația primului ministru, luna asta vin banii. Te întorceai către proprietarul unei locații și îi spuneai, uite, primul ministru al României a promis în direct că luna asta vin. Fără îndoială că primul ministru al României se bazează pe ceva când spune lucruri și îndrăznește să le avanseze în spațiul public, este și noi, de partea cealaltă, pornim de la prezumția de corectitudine a autorităților care vor, într-adevăr, să ajute. L-aș ruga pe Paul Ene, care a fost direct implicat în construcția aceasta a schemei de ajutor sau a ordonanței care urmează acum, din câte înțelegem, dar o să vedem imediat despre ce este vorba, să fie cumva completată dacă nu se va găsi altă soluție pentru a-i ajuta pe cei din Horeca și organizări de evenimente. Așa este. Mulțumesc că și bunătatea tuturor. Această ordonanță 224, aprobată în prima ședință de guvern a actualului guvern, a fost elaborată de cabinetul trecut și doar a fost aprobată. Tocmai pentru că existau niște probleme de operaționalizare acolo. Noi am lucrat câteva luni de zile și cu cei din domeniul Horeca pentru a găsi cea mai bună metodă de a furniza acest ajutor de stat exact celor care au nevoie. Ea a fost gândită strict pentru domeniul Horeca și au fost incluse cele 11 craniuri referente domeniilor de activitate de aici. Ca urmare a acestor dezbateri, a apărut ordonanța 10 pe 2021, care reglează niște lucruri tocmai pentru ca acele 11 caine să beneficieze de banii respectiv. Și am introdus mai multe facilități astfel încât, prin și o schemă de ajutor de stat pe bugetul de stat, să nu supra-birocratizăm tot acest ajutor și oamenii să poată ajunge cât mai repede în posesia lor. După cum știm, bugetul este destul de limitat și am găsit o soluție astfel încât, prin credite de angajament, să putem ajuta cât mai mult companiile din domeniu. Iar pe lângă asta, cred eu că vom reuși să automatizăm cât mai bine procesul. Noi deja am, după ordonanța 10, am inițiat toți pașii necesari de notificare la Comisia Europeană, de începerea dezvoltării platformei online de înscriere,
tocmai pentru a avea totul pregătit cât mai rapid. Așa cum am decis și la ultima dezbatere de săptămâna trecută cu cei din Horeca, sperăm să avem totul gata, să putem lansa polul de înscrieri undeva la 1 iunie, când este și data limită legală de depunere a bilanțului pe anul 2020. Și ca termene propriu-zis sau termen de, în care chiar vor veni banii către cei care au nevoie, care ar putea fi, ce am putea avansa? Un lucru pe care l-am introdus în noua ordonanță, zice, tocmai pentru că creditele bugetare alocate sunt de 1 miliard de lei față de 2 miliarde și jumătate cât era necesar, am introdus acest concept de proratare, astfel încât fiecare beneficiar va obține un procent din ajutorul de stat, toți cei eligibili, tocmai pentru ca să nu mai fie principiul de primul venit, primul servit, astfel încât fiecare companie să beneficieze de un sum, evident în funcție de procentul din cât reprezintă miliardul acela din suma totală. Deci este vorba despre un procent fix care se va aplica tuturor, ori despre cifre diferite, chiar ca procent. Exact, exact. Așa cum este acum, să spunem că suma eligibilă totală este 2,5 miliarde, creditele bugetare sunt de 1 miliard, acel miliard se va împărți între toți beneficiarii eligibili în procentul respectiv, cât înseamnă 1 miliard din 2,5, să zicem un 40, aproximativ 40% din suma respectivă. Deci dacă o firmă se va încadra pentru 100.000 de euro, să zicem, va primi 40.000 de euro. Acest lucru ne și obligă să putem acorda acest ajutor de stat după ce se termină evaluarea tuturor beneficiarilor. Noi am lucrat în crearea acestei platforme să fie cât mai automatizată, dar mai sunt lucruri pe care trebuie să le verific. Se nasc două întrebări de aici. Unu, dacă în momentul ăsta sau când se vor deschide aceste aplicații pentru ca ele să se încadreze până la 30 iunie, am înțeles bine, sau 1 iunie, în fine? Da, până la 30 iunie. La 1 iunie teoretic ar trebui să fim gata. Bun. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, cine va intra aici, cine va fi eligibil? Având în vedere discuțiile pe codul CAEN și pentru organizatorii de evenimente despre care vorbim acum pe ordonanța 224. În momentul de față, ordonanța a fost aprobată în guvern. Sunt în acest moment discuții în Parlament. Noi am făcut, tocmai pentru a grăbi procesul pentru cei din Horeca, am făcut pașii necesari de notificare și de pași operaționali pe care trebuia să-i facem. În funcție de ce se decide în Parlament, noi trebuie să aplicăm. Trebuie doar să înțelegem că orice modificare adusă acum poate întârzia procesul acesta, tocmai pentru că deja s-au făcut niște pași necesari. Asta, dacă se modifică lucrurile acestea, asta înseamnă o renotificare la comisie, ceea ce ar putea să întârzie totul cu câteva luni de zile. Dar v-am spus, oricum toți cei care au fost restricționați din activitate sunt îndreptățiți la un ajutor de stat și aici e cât se poate de clar. Din păcate n-au fost incluși de la început și a fost o schemă special pentru Horeca și treaba noastră la Ministerul Economiei a fost să operaționalizăm și să încercăm să aducem cât mai repede acești bani în piață. O să vorbim imediat și despre această soluție pentru industria de evenimente, ca de altfel și pentru artiștii independenți. Și am să rog acum pe Codruța să ne spună cum se văd lucrurile dinspre această parte, având în vedere că segmentul pe care îl reprezintă nu se află încă în ordonanță și nu știm dacă se va afla ori se va opta pentru, sau în orice caz noi nu știm încă dacă se va opta pentru un alt act legislativ ori se va modifica cel existent. Bună ziua, mulțumim mult pentru invitație. Eu reprezint un sector care a fost practic complet închis de peste un an de zile. Zona de evenimente nu a mai organizat nici măcar parțial nimic, iar organizatorii peste, să spunem, 500 capacitate, iar în zona de 500 vorbim de foarte puțini oameni, nu au mai făcut absolut nimic în ultimul an de zile, iar disperarea din sector este mare pentru că până la acest moment bani efectiv să fie
primiți de către companii nu au fost. Există ordonanța 130 care sperăm că se deblochează cât mai curând, dar alt sprijin practic pentru companii nu există și cred că e foarte simplu de înțeles pentru toți cei care ne urmăresc. Atâta timp cât un an de zile ți este restricționată posibilitatea de a munci, nu ai niciun venit, dar continui să ai cheltuieli, după un an e aproape imposibil să continui și să nu ajungi în faliment. Ori exact ce spunea colegul de la minister, credem că este sectorul îndreptățit să fie sprijinit pentru a putea depăși această perioadă, iar dacă va fi modificată schema Horeca sau se va aplica sau va exista o nouă ordonanță sau pe schema deja negociată la cultură, pentru că ce aș vrea să înțelegeți este că în ultimele 4 luni de zile s-a purtat un dialog cu tot sectorul și s-a ajuns la o schemă de ajutor de stat care este literalmente finalizată la Ministerul Culturii. Cred că, și acum dacă personal mă întrebați pe mine, s-ar putea să fie mult mai simplu să existe o schemă separată dedicată sectorului cultural pentru a nu întârzia schema colegilor din Horeca. Dar vă dați seama, sectorul, că se face o anexă la schema respectivă sau se implementează aceasta nouă, ea trebuie să fie o măsură urgentă, pentru că literalmente sectorul e închis și nu mai există bani și lichiditate pentru a supraviețui 6-8 luni de zile. Așa este. Estimările, vorbeam înainte de emisiune cu Răzvan, sunt că dacă în acest moment, poate la 1 septembrie undeva, era posibil să vină bani în această schemă, dacă se optează pentru modificarea actualei ordonanțe cu adaosuri prin care să intre și sectorul organizatorilor de evenimente, posibil ca totul să se împingă iarăși cu câteva luni. Da? Sigur se împinge. Noi am spus de la început că ni se pare extrem de important ca organizatorii de evenimente să primească despăgubiri. Absolut. Principiul poate să fie similar cu cel gândit pentru Horeca. Credem că se pot aloca din acești 2 miliarde jumate un buget care să fie dedicat organizatorilor de evenimente, căci industriile astea două sunt foarte legate. Atât noi din zona de ospitalitate am avut activități în zona de organizare de evenimente, la fel și cei de organizare de evenimente au avut lucruri de a face cu partea asta de ospitalitate. Problema noastră, și aici iarăși ne întoarcem la ce spuneam la început, din păcate, cred că în România sunt 3 categorii. Este categoria asta de operatori privați care caută să facă cât mai multă performanță într-un mediu foarte ostil. Este categoria de politicieni și acum chiar cred că avem niște politicieni preocupați ca lucrurile să se schimbe. Și este această categorie de funcționari publici, sigur nu toți, dar o majoritate, care ne văd pe noi ăștia la alți ca inamicul. Inamicul de care trebuie să se apere, să se păzească, să ne asigurăm că nu facem vreo prostie, ca și cum ăsta ar fi scopul nostru. Trăim un eveniment cum nu s-a mai văzut de foarte mulți ani, chiar aproape 100 în de ani de la lumea. Ultima pandemie. Vedem modele de despăgubiri care au funcționat. Gândiți-vă că în Germania, de exemplu, și sunt multe țări europene care au avut același gen de atitudine, compensările și despăgubirile au venit nu doar pe loc, ci este în Germania la momentul de față, pentru că statul a învățat. În martie 2020 și Germania a avut probleme să se prindă ce să facă, dar au învățat, au arătat că există un parteneriat între ei și operatorii privați, astfel încât colegi din industrie ne spuneau că în februarie guvernul te întreba ce cheltuieli estimezi că vei avea în martie ca să putem să te plătim anticipat. Nu mă abțin să nu dau același exemplu pe care poate mulți îl știu, de anul trecut din Anglia, da? În care aproape instant, ca să nu zic în luna următoare declarării lockdown-ului, companiile mici și medii, în primul rând, a fost o schemă de intrare pe finanțare, au primit instant în conturi 50.000 de lire sterline, punct. Timpul, din păcate, nu poate fi dat înapoi, trebuie doar să vedem ce învățăm din el. Mă refer la o soluție rapidă și, apropo de acest parteneriat între stat și companii, care până la urmă, indiferent de profilul lor, pentru că toate aduc valoare
unei economii naționale. Da. Și ce mai vreau să spun acum repede, pentru că trebuie să-l auzim și pe Adi Despot, era așa, avem locații pentru evenimente, avem organizatori de evenimente, dar nimic nu poate fi, nu se poate întâmpla acolo dacă nu i-am avea pe acești oameni, pe artiști, pe oamenii de cultură, da, care vin să facă actul artistic. La oaltă cu toată lumea și ei au fost puși la pământ anul trecut și încă anul ăsta nu se arată deocamdată prea bine. Adi, cum se văd lucrurile dinspre partea voastră? De la firul ierbii, bună ziua! Bun găsit! Fiind pasionat de semantică, trebuie remarcat că... E bine că nu de la minus infinit, adică să privim partea bună. Da. De fiecare dată când un reprezentant al guvernului vorbește despre orice fel de acțiune care implică finanțe către sectorul privat, se referă la ea ca un ajutor, pe când noi din partea cealaltă a baricadei rostim clar cuvântul despăgubiri. Noi nu avem nevoie de ajutor, noi nu suntem o industrie care stă cu mâna întinsă către guvern ca în metrou, ajutați-ne și pe noi cu ceva. Da. Avem nevoie de despăgubiri pentru toate acțiunile care s-au luat, pentru blocarea și interzicerea dreptului nostru al artiștilor la muncă, dreptul constituțional. Eu aproape personal mi-am luat gândul de la orice fel de despăgubiri care au fost sau care s-au tot vehiculat de la minister la minister. Promise. Nu mai credem așa ceva. Noi avem nevoie de un singur lucru, să ni se explice de ce în momentul de față nu avem voie să organizăm evenimente. De ce părți ale statului au voie să organizeze evenimente la un moment dat, dar ele nu trebuie considerate un precedent pentru industria noastră și noi nu avem voie. De ce Horeca are voie să stea deschisă cu 30% din capacitate, dar dacă pui un om care să-ți cânte într-un colț al acelui club, este interzis? De ce industria de spectacole este interzisă în momentul de față, la un an de la pandemie, un an în care au apărut vaccinul, au apărut testele anticorpi și au apărut testele rapide? De ce în continuare industria noastră este blocată? Întrebări absolut pertinente și nu știu dacă nu cumva marți s-au pus și aceste probleme. Sigur. Mă scuzați, dacă îmi permiteți în continuare. Nu am nevoie de un răspuns. Nu mai am nevoie de un răspuns acum. Un răspuns nu se poate da într-o emisiune de televiziune. Un răspuns nu poate să-l dea guvernul de atât de mult timp. Avem nevoie de putere decizională. Cineva trebuie să își asume responsabilitatea. Și de soluții, de soluții. Schemă. De soluții. Schemele se plimbă între ministere, se anulează unele pe celelalte. Nu cred că au fost mai multe scheme, dar în orice caz s-a întârziat foarte mult cu toate aceste discuții, când de fapt suntem de un an încoace într-o stare de urgență, să spunem așa, chiar dacă ea a durat doar 2 luni anul trecut pe hârtie, și soluțiile trebuiau găsite mai degrabă. Aș vedea și, fără să pun cuvântul vină aici, dar aș vedea o problemă exact în instituțiile statului, exact la funcționarul public. Nu știu dacă Paul ne poate spune ceva în sensul ăsta, pentru că între timp, în decursul acestui an, care a trecut din martie 2020, când a început totul, la noi în țară s-a schimbat și s-au schimbat politicienii, s-au avut alegeri și așa mai departe. Deci noua generație de politicieni și de autorități și de responsabili trebuie să facă față mai multor probleme simultan, dar sigur, asta nu este o scuză. În primul rând vreau să îi dau dreptate domnului Despot legat de ajutor de stat și despăgubire. Asta a fost și intenția noastră și Răzvan în studiu poate să confirme, a fost una dintre luptele noastre de a face lumea să înțeleagă că aceasta este o despăgubire și tocmai pentru a nu trece prin toată birocrația ajutorului de stat și de a limita, de exemplu, cheltuielile eligibile în urma ajutorului de stat. Și asta am spus mereu, că de fapt este o despăgubire a faptului că acea activitate a fost restricționată de stat și atunci este normal să vină în ajutorul celor pe care i-a restricționat, deci aici este total de acord. Ajutor de stat este la nivel birocratic terminologia pe care o folosim. Ok, legat de deschidere, cred că ați văzut și în presă,
Chiar vineri am avut o primă întâlnire cu cei din Horeca la Ministerul Sănătății, împreună cu Claudiu Năsu și Vlad Voiculescu, tocmai pentru a reuși să împingem crearea acestui grup de lucru de redeschidere. Ați văzut și declarațiile primului ministru. La Ministerul Culturii există chiar în acest moment o discuție pe testarea unor evenimente, folosind metodele binecunoscute deja, cu vaccinarea, testarea la intrare și așa mai departe. Se încearcă acest lucru și la nivelul nostru și sper cât de curând să avem și bine exemple. E clar că trebuie să ținem cont de tot ceea ce înseamnă vaccinare, teste rapide, anticorpi și așa mai departe. Nu mai putem ține economia închisă. Eu și noi la Ministerul Economiei mereu am susținut acest lucru. Evident, pe primul loc este sănătatea populației și aici întotdeauna trebuie să avem și frâna pusă de Ministerul Sănătății. Cu alte cuvinte, aș spune, Paul, exact, aș sublinea ceea ce a spus Adi de Spot mai devreme. Atâta vreme cât se pot găsi în actualul context soluții concrete, pentru că s-a avansat într-un an pe toate aceste chestiuni de sănătate, vorbesc. Cred că principala preocupare ar fi, în primul rând, de a se găsi și pentru artiști. Din moment ce etapizat s-a găsit soluție și pentru locații în sine, pe de altă parte este vorba despre a disponibiliza cât de repede banii. Și ca un corolar a tot ceea ce am discutat astăzi, vroia mai devreme să spună ceva Codruța și o să o rugăm și apoi să tragem o concluzie dacă putem. Sigur că nu suntem aici să găsim soluții, dar putem să dăm speranțe. Da, ce vreau eu să menționez este că atâta timp cât schema este deja discutată, dezbătută și realizată până la nivelul măsurilor pe fiecare sector din zona culturală, ajungem la o decizie politică până la urmă și la o asumare a guvernului și este o nevoie de o decizie urgentă pentru sector și asta cred că stă strict în mâna premierului și în mâna coaliției. Și noi vom insista și sperăm că se va rezolva rapid, la fel cum și un plan de redeschidere este urgent necesar pentru sector, pentru că avem nevoie de perspectivă și predictibilitate. Iar un eveniment, un concert sau un festival nu se poate face de pe o zi pe cealaltă. Și din nou aici vorbim de asumare și decizie fermă și urgentă din partea autorităților. Adi Despot, cu cine crezi că sau cine crezi că ar trebui să ia o decizie în sensul celor spuse de tine? Pentru că, ca întotdeauna, se pare că trebuie să vină invers. Bănuiesc că decizia stă în mâna primului ministru. Dar, în același timp, nu vreau să se facă niciun fel de asociere între blocajul nostru, care datează din octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, este în aprilie și sectorul nostru este blocat. Nu avem voie să facem nimic. N-aș vrea să se facă nicio legătură între modul în care dorim să ni se dea niște explicații de ce industria noastră este blocată atât timp cât alte industrii funcționează, plecând de la premisa că în industria noastră regulile de siguranță sunt cele care au primat întotdeauna și Codruța poate să confirme lucrul ăsta. Vă dau un simplu exemplu mărunt. În februarie 2020, înainte de lockdown, înainte de pandemie, Vița de Vie cânta și deja produceam măști de unică folosință pe care noi le împărțeam la concert oamenilor din sală. Înainte de pandemie făceam noi o formație, o mică formație din București. Făceam lucrul ăsta. Vă dați seama, de-a lungul timpului, în tot acest an, organizatorii au venit ei către guvern și au zis: putem să ajutăm, putem să ajutăm la testare. Știm cum să organizăm o testare, știm cum să organizăm, avem toată infrastructura. Tot fluxul. Lăsați-ne să vă ajutăm ca să ne putem ajuta pe toți. Da. Mulțumim foarte mult, Adi, și mulțumim tuturor celor care au fost online cu noi. Răzvan, trebuie să concluzionăm. Indiferent de soluția care va fi găsită acum cu ordonanța 224,
este clar că lucrurile trebuie să se miște. Paul ne-a dat o oarecare speranță și o veste bună cu termenul de iunie și cu ordonanța 10. Care crezi că ar trebui să fie pașii următori, pe scurt? Cum spunea și Paul, e clar că în momentul de față există un dialog foarte frecvent și intens între sectorul privat și zona politică. Este, din păcate, și nu pot să subliniez cam cât, pentru că aici este problema, din păcate, de faptul că avem această Românie cu trei categorii. O să găsim soluții pe termen scurt. O să existe o decizie politică. Faptul că primul ministru a răspuns într-un final la nevoia aceasta pe care o descriau și toți ceilalți invitați de a avea un plan și faptul că România a început să aibă un plan, s-a menționat data de 1 iunie, s-a creat un precedent extraordinar de relevant cu Euro 2020, pe care guvernul s-a angajat să îl organizeze. Deci în momentul de față nu cred că mai există nicio scuză pentru guvern să nu aplice același tratament pe care îl aplică la Euro și la toți ceilalți organizatori de evenimente, indiferent de tipul de organizator. Mai spunem că în afara României deja organizatorii de evenimente au început să facă proiecte pilot. Soluții există, și așa cum foarte bine puncta Adi Despot, provocarea nu este că sectorul privat este cel care a cauzat vreo secundă ce se întâmplă acum. În niciun caz. Nu e vorba de o luptă sau de o atitudine pasivă din partea noastră, că stăm și ne uităm să se rezolve în altă parte. Doar că, îmi pare rău că mă repet, avem de-a face cu un sector care, și anume cel public, care nu știe să ia feedback. Gândiți-vă că în meseria mea, în meseria Codruței, în meseria lui Adi, dacă noi nu avem feedback de la cei pentru care facem meseria noastră, mergem acasă. Ne luăm jucările și plecăm. În sectorul public nu este niciun fel de va fi o veșnică inițiativ. Discuție între sectorul privat și sectorul public, apropo de responsabilitate, apropo dacă de viteză de reacție. Dacă facem ceva să nu mai fie veșnică, eu sunt, dacă vrei, eu caut mereu în tot ceea ce fac partea bună. Eu cred că partea bună a acestei pandemii, pe lângă o intensificare a conversațiilor dintre cele două părți, pe lângă faptul că există o clasă politică astăzi preocupată să transforme radical statul român, cred că și noi în zona privată am asistat la o coalizare. Dacă în ultima criză ai văzut relativ puține organizații profesionale, în 2020-2021, iată, a început să vezi o accelerare a acestui fenomen în care și antreprenorii au înțeles că împreună sunt mai puternici. Umăr la umăr și care la finalul zilei ăsta va fi, dacă vrei, unul dintre rezultatele pozitive ale pandemiei, că antreprenorii au înțeles cât de important e să lucreze împreună și cât de important e să nu lase garda jos. Pentru că la următoarea criză, de orice natură ar exista, dacă nu există o contrabalanță în zona privată, sectorul public în continuare o să dea aceleași rateuri pe care le-a dat și acum. Va fi un never ending story. Această, democrația vine să spunem, cu luptă, responsabilitate, deși nu, nu doar cu beneficii. Da. Însă, dincolo de strategia care ar trebui să existe pe termen lung dinspre partea autorităților pentru o mai bună educație a sectorului public în relația cu sectorul privat, vrem acum să vedem rezultate concrete pe schema de ajutor, așa a fost numită. Cel mai concret lucru pe care statul poate face, că de asta și noi insistăm, este să ne permită să funcționăm. Dacă noi nu avem voie să funcționăm, cu atât mai greu este să putem să generăm venituri. Când or veni schemele de ajutor, de despăgubire, cum bine ai zis, Adi Despot, or veni. Să vină mai repede și să fie de folos tuturor. Vă mulțumesc încă o dată tuturor, mulțumesc Răzvan. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție și vă invit să urmăriți de la 20:30 topul celor mai importante știri la Gândul News cu Emma Zeicescu.